Oana Zăvoranu din nou pe micile ecrane. Cherida, așa cum mai este cunoscută de către români, a anunțat pe conturile sale de socializare că va fi în curând iar în lumina reflectoarelor. Unde o vom putea vedea pe una dintre cele mai controversate vedete din țară? Oana Zăvoranu a dat vestea fanilor săi după ce a dispărut de o bună perioadă din lumea publică, chiar când părea că are succes cu o emisiune online pe care a lansat-o pe YouTube. Ne amintim că a renunțat brusc la proiect. Asta după ce unele nume pe care le-a criticat au dat-o în judecată pentru denigrarea imaginii. Numai bună de plată a fost Oana Zăvoranu după ce a pierdut procesele cu Ana Roman sau Adelina Pestrițu. Le-a datorat celor două creatoare de conținut 10.000 de lei și a fost nevoită să șteargă episoadele în care le defăima în mod public. De parcă nu era o lovitură suficientă pentru viața sa, anul trecut Cherida a avut probleme și pe plan sentimental, deși dădea de înțeles că are o relație solidă cu partenerul său, Alex Ashraf. Contrar imaginilor cu ei pline de tandrețe de pe Instagram sau de pe Facebook, Oana Zăvoranu a fost înșelată de iubitul său. S-a luat apoi în calcul un divorț, dar nu s-a mai produs, deoarece Oana l-a iertat pe Alex și s-a împăcat. În prezent, Oana Zăvoranu lasă de înțeles că situația din viața sa a recăpătat o culoare roz. Drept urmare, se va întoarce cu forțe proaspete în fața celor de acasă. De altfel, conform spuselor ei, într-o postare de pe Instagram, la insistențele fanilor a luat decizia de a-și relua postura de prezentatoare. Oana Zăvoranu a mai precizat că nu știe deocamdată cât de des va filma, dar și-a propus să se întâmple asta cel puțin o dată la două zile. A promis și că va fi foarte activă și pe platformele pe care le utilizează cel mai des, Facebook și Instagram, unde are sute de mii de urmăritori. Concret, Cherida va reveni la emisiunea din online pe care a pus-o în practică în pandemie în 2020. Atunci se bucura de mulți urmăritori și vizualizări. Conținuturile sale deveneau adesea virale și subiecte de presă. Critica aspru vedetele din țară și stârnea controverse. Ce teme va aborda de această dată? Oana Zăvoranu a mai mărturisit admiratorilor și că va dezbate diferite titluri din orice domeniu. Rămâne de văzut așadar către cine va mai arunca săgeți dure sau dacă va mai avea curajul să mai procedeze astfel în urma proceselor pierdute. Totodată, vedeta le-a transmis admiratorilor că i-ar plăcea să-i facă să conștientizeze ceea ce este bine pentru ei și ce nu. Îi îndeamnă și să ia atitudine față de cei care le încalcă drepturile. Înainte de a se lansa online, Oana Zăvoranu a mai moderat emisiuni la TV la începutul anilor 2000. Încă de pe atunci și-a remarcat atitudinea impunătoare față de vedetele din showbizul autohton.